Salut și bine ați revenit la un nou vlog. Este după amiază, dar m-am hotărât să încep un vlog. L-am culcat pe Kevin de vreo jumătate de oră, tot îl țin pe picioare, vreau să-l dau jos ca să mă duc și eu să fac de mâncare. Am pus să fac o ciorbă rădăuțeană, am pus la fiert carnea și legumile. Mă să văd dacă s-o fiert și s-o fac. Pe noi ne încearcă și o răceală. Văd că și Adelina este și Alexia puțin. Iar acum mă simt și eu așa răcită. Trebuie să cern făina. Era sweet. Voi pune două briculețe de drojdie uscată, un briculeț de zahăr vanilat, un pic de sare. Trebuie să amestec așa. Voi pune trei ouă. Un pliculeț de pasta de vanilie și mai pun și un pic de esență de vanilie, că pasta nu e atât de aromată. Am pus și un pic de coajă de portocală, dar n-am mai filmat. Și ce am mai pus? Atât, coajă de portocală în plus, iar aici am lapte cald și mă voi apuca să frământ. Zahăr, am vrut zahăr. Era să fie cel mai important după ce am fără salver. Pun după ochi eu. Pun așa câteva linguri. Fierbe și ciorba. Nu o să le fac foarte dulci pentru că o să le dau și prin zahăr pudră și o să fie destul de dulce. Și tot timpul răceala începe de la Adelina. Tot timpul. Adelina aduce răceala în casă. După Adelina urmează Alexia sau Kevin, unul dintre ei. După ei urmez eu și după mine urmează Cosmin. Așa de fiecare dată. Oi, oi, oi. De azi dimineață tot m-am gândit să fac gogoși. Deși nu pot să spun că eu sunt foarte expertă în făcut gogoși. Nu pot să spun că îmi iasă 100% cum trebuie, dar încerc acolo. Dacă încerc de multe ori, probabil că o să-mi iasă mai bine. Nu mă las eu așa bătută. Cred că am pus prea mult lapte. Nu prea place frământ. Dar nici robot nu-mi cumpăr pentru că frământ rar. Chiar foarte rar. Nu cred că se merită să-mi cumpăr robot. Frământ odată la nu știu cât timp. Cred că niciodată pe lună. Îl frământ așa în bol prima dată și după ce se leagă puțin, îl pun pe masă și îl frământ. Eu așa fac.
Se uită vecinii la mine că am telefonul pus în geam și mă filmez. Crede că îi filmez pe ei. Dar de fapt mă filmez pe mine. De multe ori se uită așa ciudat când filmez. Sper să nu se trezească Kevin. Crezi cu mâna n-a luat. Am pus telefonul acolo, nu cred că mă văd. Ce-i drept de la geam, dar se uită vecinii ăștia de zici că nu știu ce se întâmplă. După aia poate cred că îi filmez pe ei și mai am altele. Mi-e vine mult telefon. Din cauza luminii. Mâine Adelina are și ea vacanță și o are excursie. O a avut și Alexia acum vreo săptămână și ceva. Iar mâine are Adelina. Să duc... chiar nu știu unde să duc, nu mi-a spus. Dar să duc în alt oraș, cred că. Trebuie să pun și mâncare. Și nu știu ce să-i mai pun, că faci pretenții la mâncare. M-am hotărât așa să postez vloguri mai dese, să încep de pe acum. Să postez vloguri mai dese. Eu mi-aș dori să postez o dată la două zile. Nu știu dacă o să reușesc o dată la două zile. Eu vă spun aici ca să mă motivez și să postez, dar... Vedem. Aluatul este gata. Am spălat bolul și l-am pus înapoi. Mie îmi place să fie bolul curat. Să nu fie plin de aluat când îl pun. Iar acum o să-l pun la crescut în cuptor. Am dat drumul la cuptor la 50 de grade. Am încălzit puțin cuptorul, iar acum o să-l pun în cuptor la crescut, să stea așa la loc călduț, ca să crească un pic mai repede. Alexia este gata de școală. Așteptăm mașina să vină. Plecam mai repede. Ale, unde duci? Care excursie astăzi? Se vezi și rășești după înghețata asta. Eu deja îs. Mamie? Da. Dă-i lui Creșel. Am ajuns acasă? Și că mă gândesc cât de treabă am, Doamne! Și nu era problemă dacă nu eram răcită. De ieri mă simt așa, adică de seară. Că am ce puter să filmez. De-am făcut ciorbă rădăuțeană și gogoș. Dar am mai putut să filmez până la capăt sau să mai filmez încă ceva pentru că m-am simțit atât de rău. Și acum vorbesc pe nas. Și acum nu mă simt bine. Mă doare capul. Urechile, gâtul, încurci nasul. Mă doare toată carnea, toată carnea.
Dar dacă vă arăt ce am aici pe canapea, asta mă așteaptă. De pachetat haine, de spalat vase. Astăzi n-am făcut nimic, nimic. Cât au fost fetele la școală și la grădiniță, nimic n-am făcut. Și de acum trebuie să fac cât pot. Dar dacă nu fac nimic și stau așa doar să mă odihnesc, mâine chiar că nu mai recunosc casa. Am despălat și haine, mă dor și ochii. Stai și așa, Dani, tu. Ce faci, Didi, acolo? Stai, s-a bătut. Stai bătuți? Da. Ce nas roșu. Mi-am șters nasul și s-a roșit. Eu m-am mai strâns pe aici, pe colo. Mai am, bineînțeles, da?
Nu știu ce fel de răceală este, dar mă doare toată carnea. Toată carnea mă doare. Aoleu, parcă m-a bătut cineva. Și vreau să vorbesc ceva. Nu știu dacă să vorbesc sau să nu vorbesc. Nu știu ce să fac. Pe o parte aș vorbi. În legătură cu produsele de la Shogun. Nu știu de ce foarte multe persoane sunt revoltate dacă promovezi ceva. Dar dacă vin aici la voi și vă nu că vă promovez, vă arăt produsele de la Shogun și că sunt bune și nu știu ce, atunci toată lumea este deranjată de chestia asta. Pentru că promovezi niște produse dintr-o companie la care să poate să câștig și eu ceva. Deci nu știu de ce invidia asta și răutatea asta la oameni. Dacă ar fi produse din magazin, atunci totul ar fi în regulă. În schimb, dacă sunt produse dintr-o companie, gata, nu mai este în regulă. Mă scuzați că vorbesc pe nas, dar nu pot altfel. Și mai nou mergeți la sora mea și îi lăsați comentarii despre mine. La mine de ce nu ați venit să comentați? De ce mergeți la ea să comentați? Că eu văd și acolo că toată ziua numai vă bag pe gât produsele de Shogun, nu vă bag pe gât absolut nimic. Nu am nevoie să cumpărați produse de la mine dacă nu doriți. Eu am prezentat produsele pentru cei care au nevoie. Poate sunt femei, mămici în situația mea și doresc niște produse de curățenie ca să le ajute să fac curățenie mai repede. Sau poate aveți o problemă, să curățați unele lucruri care nu se curăță cu produse de magazin. Asta nu înseamnă că eu vin și mă bag pe gât. Dacă voi doriți, cumpărați, dacă nu, nu. Eu doar vă arăt rezultatele mele. Nu a venit niciodată să vă spun, hai, cumpărați, cumpărați, uite, nu știu ce, nu. Și nu, nu o să fac asta niciodată. Că am mai venit pe live și v-am explicat despre afaceri, despre oportunitate. M-am gândit că și voi aveți nevoie să câștigați un ban în plus, pentru că sunt foarte multe mămici care stau acasă cu copiii și nu aduc niciun ban în casă. Și m-am gândit că poate aveți și voi nevoie de un venit în plus și vă puteam ajuta să îl faceți, acel venit. Dar multe persoane s-au simțit așa deranjate și vai că eu nu mai urmăresc pe Roxana, că nu știu ce, că... De ce? De ce? Dacă tu vrei și ai nevoie de produse, le cumperi. Dacă nu, nu. Eu nu o să vin niciodată să vă bag pe gât. Sau oportunitatea la fel, afacerea. Dacă voi aveți nevoie de bani, o să veniți la mine și o să îmi cereți detalii și o să investiți acolo 60 de euro sau 120 de euro în afacerea voastră și o să faceți bani în continuare. Dacă nu aveți nevoie sau așa, este foarte bine. Nu vă bag pe gât absolut nimic. Dar cum eu am putut și voi puteți. Doar că multe persoane nu înțeleg și o să rămân în stadiul în care sunt, nu o să evolueze niciodată. Din păcate. Pentru că eu îmi doresc să ajut cât mai multe mămici. Dacă ele nu vor, asta este treaba lor. Eu m-am ajutat pe mine. Acum celelalte persoane aleg pentru ele. Și asta e ideea, nu mai fiți răi, mai oameni buni. Luați și acționați și voi, faceți și voi ceva. Nu înțeleg cine vă reține să nu faceți și voi. Vai, dar eu nu fac asta. Parcă treaba asta ar fi ceva rușinos. Dacă tu recomanzi și produse sau te înscrii într-o companie și recomanzi produsele mai departe și altor persoane, mai ales că sunt produse de calitate, da? Produse profesionale. Vai, dar ce rușine, te apucai și tu de asta. Trebuie să privim și altfel lucrurile, da? Trebuie să vedem că trăim în secolul 24, unde toate lucrurile aproape se întâmplă în online. Suntem în era tehnologiei. Și multe locuri de muncă poți să le faci online, de acasă. Și nu mai fiți răi, nu mai fiți invidioși pe succesul altuia. De exemplu, eu cunosc fete care sunt atât de sus și câștigă foarte mulți bani. Eu acum ce să fac? Să fiu invidioasă pe ele?
Nu, eu trebuie să muncesc ca să ajung și eu tot acolo, așa și voi. Trebuie să munciți să ajungeți și voi acolo. Nu vă interzice nimeni să nu faceți și voi treaba asta. Eu chiar vă îndemn, de atâtea ori v-am îndemnat. Să faceți și voi, dacă sunteți mămici care stați acasă, dacă aveți nevoie de un venit în plus, pe lângă, da, bravo, pe lângă locul de muncă pe care îl aveți, puteți să faceți un extra venit. Acum, nu vă promite nimeni 1000 de euro din prima, mai ales la cât de mici sunt salariile în România. Eu aici, na, 500 de euro în străinătate, e așa. Bine, contează și aici, doar că nu știu, să îi văd altfel, îi văd mai puțin. Dar în România, dacă câștigi 500 de euro dintr-un job online, este foarte bine, atâta ieși la un job fizic, la care mergi zi de zi. Este o diferență să ai 500 de euro în România și să ai 500 de euro în străinătate. Noi, cei din străinătate, nu punem chiar atât de mult preț pe această sumă, să zic așa, deși contează, nu spun că nu, dar pentru cei care trăiesc în România, 500 de euro sunt bani, pentru că merg o lună întreagă la muncă pentru acești bani. Sau am mai auzit că banii de pe kit, care vă cumpărați voi kitul, îi luăm noi, la cei care vă înscrieți, dar nu este adevărat. Voi cumpărați kitul de la companie, kitul vostru vine din Italia, banii pentru kit se duc la companie. Voi plătiți kitul la Shogun, nu plătiți kitul mie. Eu n-am nicio treabă cu site-ul vostru, cu kitul vostru, cu contul vostru. Voi aveți contul vostru, doar că eu vă învăț, eu vă îndrum. Pentru că sunt lider vostru, dacă vă înscrieți la mine. Dar ar fi multe de explicat, dar nu se merită aici. Chiar nu se merită să-mi dau explicații unor persoane care nu înțeleg. Pur și simplu nu înțeleg. Dacă veneam aici zi de zi și vă prezentam un produs din Lidl, de exemplu, nu știu, o sticlă de suc sau orice altceva și vă vineam și vă spuneam, vai cât de bun este sucul ăsta, dar zi de zi, eu nu cred că avea nimeni nicio problemă. Pur și simplu nu comenta nimeni, se uita și nu, eu vă promovam acea sticlă de suc. În schimb, dacă vă promovez și produse de la Shogun, toată lumea are o problemă. Dar de ce aveți problema asta? Și nu doar la mine este problema asta. Problema este peste tot. Peste tot sunt astfel de oameni. Invidioși și în loc să facă ceva cu viața lor, stau și comentează de viața altora. Atât am vrut să vă spun. Cei care au înțeles bine, cei care nu au înțeles la fel foarte bine. Este viața voastră, nu a mea. Să trezi și un mofturos. Te-ai trezit? Muturile? Ai dormit o grămadă. De-a mult la noapte mai dormi? Nu? Nu fi mofturos. Dar mă rog, ce faci acolo? Ce faci? Ai de capul meu? Dai lapte pe jos, ștergi? Da? Super! Nu! Ce faceți? Vă jucați? Da. Super. Să nu dai aia, că ți dăm capul ea. Mamă! Au am una. Nu, nu e a mea. Ia, dă-o la mine. Da. Pix! S-a luat pixul. Ia să-mi dai în ochi. Așa. Nimic nu-ți dă, iubitule. N-ai voie cu asta. N-ai voie, că dai în cap. Mă duc să duc înapoi. Ia vin! Mai e, lasă-te!
Mai nu mai pot de cald. Fac mâncare și m-am vârjolit acolo. Deci pui o carte. Papi? Deci pui o carte. Mano! Nu te... Nu te... Ok, va cata. De unde? Aici. Na, joacă cata. Are băiatul carti? Da. Promisețe. Am pus să fac mâncare și nu mai pot de cald. E căldură în bucătărie, doamne. Și aragazul și cuptorul pornit. De vai de mine, nu mai pot de cald. Tap-tom. Dom-dom-nap-tap-ta-dom. Hai, dansează. Dom-dom-nap-tap-ta-dom-dom-nap-ta-ta-dom-dom-nap-ta. Hai, dansează. Dom-dom-nap-tap-ta-dom-dom-nap-ta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 -ta-dom-dom-nap
Vrei să faci nănița? Vrei să te joci cu porcul? E 11. 11 noapte, Ale. Alexia. Alexia. De ce nu vrei să dormi? De ce nu vrei să dormi? De ce nu vrei să dormi? Că e 11 noapte. Alexa n-a de somn. Hai pe pat. Hai pe pat. Dă mânuța. Dă mâna, mă. Ușa. Hai pe pat. Nu pe ușă, pe pat. Mergem la nani. Așa. Bravo. Este 11 și Alexia nu vrea să doarmă. Probabil o să doarme acum. I-am dat un medicament pentru burtică, pentru că are probleme cu constipația. Și cred că din cauza asta nu doarme. Doare burta. Și i-am dat un medicament și vedem. Mâine astea e la școală, Alexuță. Scumpa mea.